Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi avem un vlog mai special, avem o colaborare cu o fată pe care eu o urmăresc de ceva timp. Se numește Sandra Niculaescu și ne-am gândit astăzi să facem o colaborare împreună. Îi mulțumesc din suflet că a acceptat această colaborare. Nu am știut exact ce subiecte să abordăm, dar ea a venit cu o idee super interesantă. Va trebui să facem cumpărături în valoare de 150 de lei, respectiv 30 de lire aproximativ. Să facem cumpărături, să vedem cât de multe cumpărături facem și ce putem cumpăra de 150 de lei. Să putem să facem așa o comparație. O să vă punem și prețurile afișate pentru a face așa o comparație între cele două țări. Mi s-a părut o idee super frumoasă. Nu am mai încercat acest gen de video, dar sunt foarte încântată de el și sunt și curioasă totodată să vedem cum va arăta acest vlog și care va fi așa diferența. Ea este o mămică a unui băiețel, Fabian, pe care eu îl ador și este o dulceață de băiețel. Ea este o mamă minunată, este foarte calmă și face niște vloguri foarte drăguțe, așa că v-aș fi foarte recunoscător dacă ați intrat și la ea pe canal să o urmăriți și să vă abonați la canalul ei. O să las undeva fixat în comentarii linkul către canalul ei să vă fie puțin mai ușor. M-am gândit să cumpăr așa, din mai multe categorii de produse, nici cele mai ieftine, nici cele mai scumpe, fie așa între, ca și preț, mă refer. Prețurile au crescut foarte mult în ultima perioadă și toată lumea e oarecum panicată așa cu creșterea asta bruscă a prețurilor. Sunt exagerat de scumpe și încercăm să ne facem pe cât posibil viața mai ușoară, să zic așa, încercăm să cumpărăm produse la reducere, să cumpărăm produse cu cardurile de fidelitate. Eu nu am acces foarte des la Lidl, eu aș merge mult mai des la Lidl, doar că Lidl-ul este destul de departe de mine și nu am posibilitatea să ajung așa de des, deci eu voi face cumpărăturile din Penny pentru că mi este foarte aproape și am să fac cumpărăturile de la Penny, dar majoritatea știu că faceți cumpărăturile de la Lidl și eu le-aș face, dar după cum v-am spus, este destul de departe de mine. Dar să știți că și Penny este un magazin bun. Eu, după cum v-am spus, fac cumpărături de acolo zilnic și sunt foarte mulțumită. Am și cardul lor de fidelitate și fiecare dată scanez cardul la casa de marcat pentru că mai avem ceva reduceri cu cardul de fidelitate și fiecare leuț în plus contează pentru că vremurile pe care le trăim noi acum sunt destul de grele și orice ajutor în plus este binevenit. Așa că folosesc cardul de fidelitate la fiecare magazin pe care îl frecventez. Am card de fidelitate și la Lidl, și la Kaufland, și la Penny și mi este de ajutor, să zic așa, pentru că este ceva în plus. La Lidl au și acea aplicație până la 1200 de lei, care te răsplătește în funcție de cât ai cumpărat de la ei. Te răsplătește cu un produs gratis, dar bănuiesc că asta știți deja. Astea fiind spuse, eu o să mă îmbrac, mă duc la cumpărături să văd dacă găsesc tot ce mi-am pus eu pe listă și o să vin repejor să vă arăt și vouă cumpărăturile mele. Sper din suflet să vă placă acest gen de vlog. Mie îmi place foarte mult ideea asta de a compara prețurile dintre România și Anglia. Poate vă este și vouă de ajutor, poate sunteți din România sau din Anglia și cumva vă ajută și pe voi. Mi-ar plăcea să-mi scrieți în comentarii dacă ați mai vrea să facem vloguri de genul. Și nu uitați să intrați și pe contul Sandrei să o vedeți pentru că cu siguranță veți rămâne și la ea pentru că este o fată deosebită și o să vedeți asta în vlogurile ei. Acum eu m-am îmbrăcat, am plecat la cumpărături și ne auzim în câteva secunde. Haideți că am ajuns și eu acasă, am așezat cumpărăturile frumos aici pe masă să vi le pot prezenta. Am aici și bonul în mână, o să vă citesc pentru fiecare produs în parte prețul, iar pe ecran o să fie afișat prețul în lire, ca să faceți așa o comparație. Am aici bonul care are un total de 149,06 și am acumulat în total 24 de produse. Deci să începem cu primul. Avem o pâine albă feliată de la Velpitar de 700 de grame, care a costat 7 lei și 19 bani. Avem aici o caserolă de căpșuni de 500 de grame, care a costat 14 lei 99. Sper din suflet să și aibă gust de căpșuni, pentru că data trecută când am luat nu erau bune deloc, dar le-am văzut acolo, copiilor le plac și sper din suflet să aibă gust de căpșuni, să le putem mânca. 3 ardei, care au costat 4,09 lei. O pastă de dinți de la Aquafresh de 125 ml. Zice că ajută la albirea delicată a dinților și protejarea smalțului. Aceasta a fost 9,49 lei. Avem aici o pungă de orez de la Deroni, calitatea întâi, 1 kg, care a costat 10,69 lei de bănuți.
Avem aici un litru de lapte de la Boni cu o grăsime de 3,5%, care a costat 5,50 lei. Avem o sticlă de ulei surâsă soarelui de 1 litru, care a fost 8,99 lei. Să nu le pierd rândul, avem aici un iaurt cu căpșuni și fulgi de cereale, care a fost, tot așa să vedem, care a fost 2,49 lei. Aici avem tot două iaurturi cu sortiment diferit. Acestea au fost 3,50 lei bucata, dar cu cardul de reducere de la Penny le-am cumpărat la 3 lei, deci au fost 6 lei amândouă. Avem aici o smântână cu 20% grăsime de la Boni, care și aceasta a fost 3,49 lei. Un avocado care a fost 4,49 lei. Un cașcaval Rucker, tot de la Boni, care a fost la reducere cu cardul lor de fidelitate. Acesta era inițial 21 de lei, dar am avut o reducere de 7 lei cu cardul Penny. Mai departe, avem șervețele Bebelino pentru bebeluși, 80 de bucăți. A fost 4,99 lei. Avem aici ciocolată de la Kinder, 8 bucăți. Și au fost 4,99 lei. Avem aici un castravete care la fel a fost 4,99 lei. O pungă de pufuleți. Pufulețe au fost 1,09 lei. Avem aici șervețele de masă, 100 de bucăți, care au fost 3,99 lei. Avem aici un ceai cu 20 de pliculețe. Acesta a fost 4,99 lei au fost. Avem aici o caserolă de piept de pui dezosat feliat de 400 de grame, care a fost 12,89 lei. Avem aici o pungă de vinete coapte tocate, 450 de grame, produs congelat, care a fost 6,89 lei. Aici trei bureți de la Fino, care au fost 3,99 lei. Avem aici o cutie de porumb de 340 de grame. Acesta a costat 4,59 lei. Spaghetă de la Barilla de 500 de grame și-au costat 5,49 lei. Cam acestea sunt produsele pe care eu le-am cumpărat în bugetul meu de 150 de lei. După cum v-am spus, au fost 24 de produse. Sper să nu fi ratat nimic și să vă fi arătat tot, pentru că le-am pus puțin alandala. Nu m-am gândit de la început să le așez după cum sunt pe Bon, dar sper din suflet că n-am ratat nimic. V-am arătat bonul 249,06 lei. Ar fi trebuit să mai fac cumpărături așa de 90 de bani, dar eu zic că m-am încadrat destul de bine în bugetul meu de 150 de lei. După ce o să închei acest vlog, o să mă apuc să fac niște paste, pentru că copilașii mei sunt nebuniți după ele. Am să fac niște paste așa cu sos roșu și probabil că o să fac și vinetele coapte cu puțină maioneză, ceapă și usturoi. Iar până atunci, haideți să ne vedem să tragem o concluzie despre aceste produse. Și am revenit, dragilor. A început să bată atât de frumos soarele și așa de bine se vede pe fața mea lumina asta naturală, care e foarte frumoasă. Mă bucur tare mult că începe cât de cât să se mai simtă mirosul ăsta de primăvară. Acum două zile a nins de numai, a fost așa de rece, nici nu puteai să stai afară. Și acum încet, încet începe să vină soarele și abia aștept să scapă atât de vremea asta urâtă și să vină soarele. Doresc să fac foarte multe modificări pe afară, îmi doresc să lucrez pe afară, îmi doresc să plantez, dar până atunci haideți să revenim la oile noastre. Ați văzut ce am reușit eu să cumpăr de 150 de lei. Eu spun că m-am încadrat destul de bine în acest buget. Am cumpărat și produse non-alimentare și alimentare. Am cumpărat și ceva dulce. Eu zic că am luat câte puțin din fiecare. Am încercat să iau produsele la prețul cel mai bun. Nici nu le-am luat pe cele mai ieftine, dar nici pe cele mai scumpe. Am încercat să fac așa o balanță între ele și eu spun că mi-a ieșit destul de bine. Într-un final au fost 24 de produse la 149 de lei. Ar fi trebuit să mai fac cumpărături de 90 de bani, aș fi putut să mai iau un 3-in-1, de exemplu, ceva de genul, dar nu mi-am dat seama și nici n-aș fi vrut să depășesc această sumă. Am zis totuși să mă încadrez în 150 de lei și mă bucur foarte mult că mi-a ieșit foarte bine. Mi-a plăcut tare mult să fac această comparație și să stau prin magazin așa să văd ce produse aș putea să cumpăr, să mă încadrez într-o anumită sumă. De obicei, când mergi la cumpărături, nu faci așa o listă precisă, nu-ți iei neapărat o sumă fixă de bani în care ai putea să-ți faci niște cumpărături, dar cred că este o variantă bună
de a mai economisi bănuți. Dacă ai merge cu o sumă fixă la magazin și ți-ai lua produse care să se încadreze în acea sumă de bani și doar produsele pe care le ai pe listă, noi clar nu facem acest lucru, dar cred că este o variantă destul de bună pentru a mai economisi din bănuți. Cumpărând așa în neștire, când ajungi la casa de marcat, nu-ți dai seama cât de mult costă produsele pe care le-ai cumpărat, dar cu o sumă fixă și cu o listă la tine, probabil că ești mult mai bine. Nu probabil, sigur ești mult mai bine. Dragilor, ce să zic, mie mi-a plăcut foarte mult această colaborare. Sunt foarte bucuroasă de această colaborare și mulțumesc din suflet Sandrei. Să nu uitați să intrați și la ea pe canal, pentru că ea chiar este un om minunat și a acceptat din prima propunerea mea. Nu a ezitat nicio secundă să facem această colaborare. Îi mulțumesc pe această cale și doresc să fie sănătoasă și ea și toată familia ei, pentru că știu că trece printr-o perioadă mai grea și a făcut ceva analize și era oarecum temătoare în ceea ce privește rezultatul lor, dar sunt convinsă că lucrurile vor fi exact așa cum trebuie să fie și ea este sănătoasă și doresc din suflet să fie sănătoasă și ea și familia ei. Așa că v-aș mulțumi tare mult dacă ați intrat pe canalul ei să vă abonați. Dragilor, noi o să ne auzim data viitoare. Ne vom vedea cu un alt gen de vlog, dar rămâneți aproape de mine și veți vedea cu siguranță. Sper că și vouă v-a plăcut ideea noastră și dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru și să ne urmăriți, iar până data viitoare să aveți grijă de voi. V-am pupat tare tare și vă doresc numai bine, dragii mei. Pa, pa, pe data viitoare!